Joi 12 decembrie, AHC Dunărea Călăraș a disputat ultimul meci din acest an, pe teren propriu, în sala polivalentă, cu echipa CSM Bacău. Călărășenii au câștigat partida cu scorul de 32-27, iar pe parcursul reprizei a doua au condus și la 10 goluri diferență. Pentru AHC Dunărea Călăraș, cele mai multe goluri le-a înscris Dragoș Hanțaru, 8 goluri, Florin Dospinescu, 6 goluri, Mihai Bujor, 6 goluri și Gabriel Bujor, 5 goluri. AHC Dunărea Călăraș termină anul acesta pe locul 8 în clasament cu 22 de puncte acumulate, iar campionatul se va relua la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Clubul AHC Dunărea Călăraș, împreună cu galeria, au organizat acțiunea de Crăciun Cutia cu Jucării. La această acțiune s-au alăturat și elevii de la școlile generale din Călăraș, Ulmu și Independența. Spectatorii care au venit la meci să susțină echipa au adus jucării din pluș, care au fost aruncate pe teren în pauza dintre cele două reprize. Jucăriile vor fi donate copiilor instituționalizați sau din familii cu posibilități materiale reduse.
Încă 3 puncte pentru noi în această primă etapă a returului. Ultimul meci din acest an pentru băieții noștri. Vor intra în vacanță. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Felicitări pe